Hei, salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale, sau mai bine zis din Duminica de Culori. În acest episod o să construim un deck destul de trăsnit pe slotul 5. Nu trebuie să apăsați butonul de like dacă o să vă placă acest episod. După cum ați văzut, am făcut și o schimbare la deck, adică mi-am pus baronul în locul lui Inferno Tower. Și distracția de pe lume, frate, adică hai să vă arăt. Dați-vă. Distracție de pe lume cu oamenii ăștia. Bine, am avut și vreo 7 luzuri. Nașpa, dar totuși. Avem și... Construim un deck. Nu dacă... Nu știu, uite. Mă gândesc la un gen la bătrâni. Adică vom pune Dark Prince. Unde e prințul? Deci. Gigant. Aici. Pe Gigelean. Ce să mai bag, ce să mai bag, ce să mai bag. Uite Baby Dragon. Nu stake un Baby Dragon. Sparky nu merge în decul ăsta. Uite un Ice Wizard. Un Infernaș în locul la Electro și uite, aș băga și un Zap. Cred că am un Zap în decul ăsta. Cred. Stai să văd. Da, am Zap și mă gândesc la ceva de ceva să mă și apăr. Deci sigur că mă dă și pe shop. Uite un Poison. Mi-a venit un ochi. Poison. Și am nevoie și de ceva de splash. Uite asta. Mare. Uitați asta. Bun. Hai să jucăm la Classic Challenge. 3 meciuri vom face cu acest deck. Mâine se va termina sezonul, deci mâine, deci să vă așteptați mâine la un episod cu draft cu chest opening-ul. Din ce am înțeles, draft chest-ul nu mai este, deci moment de reculegere, bine, trebuia să spun moment de reculegere pentru draft chest, dar atunci când s-a lansat update-ul, dar nu știam că draft chest-ul ia papa. Să dau aici un zap. Așa. Așa, bă, frate, am doborât destul de repede. O să dăm aici o prințesită. Mă, baterie, come on! Pe naibii, frate. Să bag aici un Baby Dragon. Așa. Urăsc, deci ce urăsc cel mai tare pe lumea asta, pe lumea asta este lagul. Urăsc din tot sufletul. Așa. Văd că și-a pus mortar, o să băgăm aici un gigant. O să dau și un crivăț. Ok, văd că și-a dat și Hogul, o să dăm și un Dark Prince. Perfect, plus că Dark Prince o să-și ia buff, deci... Da, ok, o să băgăm aici un Poison repede. Să dăm, să dovedim Rascal și... Rascal Girl-ul și Rascal Boy-ul. Așa. Nu cred că e nevoie să mai băgăm unitate, că o zi prinsa asta o omoară barbar în barrel. Bă, dar ce bagă? Asta o bagă tare. Așa. Gigantul aici. Prințul aici. Poison aici. Wow, ce lag am, bă! Dar ce naibii asta? Frate, eu nu văd nimic. Nu știu ce naibii se întâmplă, fratele meu. Dar prins aici. Să nu ziceți, deci, nu știu ce se întâmplă, dar am o problemă de câteva zile cu...
lagul ăsta. Habar n-am ce este cu lagul ăsta, deci urăsc, 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 urăsc. Urăsc, frate, lagul ăsta. GG. Hai că n-a mers rău meciul, decât cu lagul. Hai să vedem. Ok, am făcut primul win. Vedem și pe clan, mulțumesc Andreea, nu știu ce. Bun! Hai să mai facem încă un match. Classic challenge-ul. Bun. Bă, nu știu. Ok, bă, dar ce și-a băgat ăsta? Ăsta a băgat pe nebunește. Și plus că Baby Dragon-ul ăsta nu prea face mare lucru. Deci, n-ar fi trebuit să mă bazez pe Baby Dragon. Crivățul făcea ceva. Ok, o să bag aici Crivăț. Sper, doamne, să am zap-ul la timp. Nu. Hai să pregătesc zap pentru un scarmi, o chestie, ceva. Așa. Băcășa. Hai că dăm destul de mult damage, dar doar că ne-a distrus turnul cu balonul ăla. O să punem aici un Dark Prince. Pentru contra. Ok, văd că... Hai că văd că și-a... Văd că și-a revenit. Hai că încerc... Hai că și-a revenit. Ok. O să băgăm aici prinț. Cu prințesită. O să încercăm să... Păi, doamne. Ce am băgat prințesita, frate? Deci, îi trebuie niște minioni. Îi trebuie niște minioni, dar... Dar nu. Asta e de cu, cu care trebuie să jucăm. Cu asta o să ne jucăm. Așa. 6-6-6. Ce noroc am avut și eu. Am avut o dată la gold. Să am tot 6-6-6. Păcat că nu mai pot să mai prind. Zap, dai! Așa. Așa. Hai că gigantul se duce. Să-l pușăm pe partea cealaltă cu prințul și cu prințesita. Ah, bă, dar ce naibii, frate? Asta e iluz, pentru că na, de cu ăsta nu prea aș face treaba. Bun. Poate îi dăm un 3. Bine, dacă reușim să-mi spawnăm, cam tot cancerul. Dacă gigantul și cu crivățe sunt acolo. A, îmi dă ăsta 3. Da. M-a bătut ăsta la 3, că na, mie, ce bă, n-am pus. Nu m-am gândit că o să dau de balon. Deci nu m-am gândit deloc. Fiind eu un prost. Fiind un prost. Bun. Hai să mai încercăm. Încă un match. Classic Challenge. X-Men. Așa. Bă, nu știu. O să băgăm un gigant de aici. Și pregătim un prinț. Cam de aici. Ce ziceți? Băgăm un prinț, pregătesc, o să mai bag încă un crivăț, o să bag un crivăț și pregătesc zep-ul. În caz de... what? Și nici mai dă... Ăsta e nublete, clar. Poison aici. Oh, frumos! Zep aici. Puf! Ia de frate ce frumos. Ăsta e noblete, clar. Ăsta clar e noblete. Dăm 3 la asta. Wow. Hai că gigantul ăsta rezistă 5 ani. Deci, hai că nu e nicio problemă. Dăm 3. Foarte frumos. Deci, extrem de frumos a fost. Da, extrem de frumos a fost meciul. Dacă al treilea meci a fost cu win. Bun.
De când filmez acest episod, de 10 minute, bă, frate, deci, nu știu ce se întâmplă, dar fac episoade din ce în ce mai scurte. Scurte, pardon. Nu știu de ce. Deci, avem și noi pe shop inutilități. Mi-a dat o bombă atomică, putea să-mi dea și mie un scarmi. Și în rest, inutilități. Știi? Bun, ăsta a fost de... Stau, hai să mai încercăm un meci. Frate, era să dau un meci în arenă. Cu decul ăsta. Vă imaginați și voi ce făceam eu cu decul ăsta? Nu făceam mai nimic, că dacă picam eu contra un golem sau... Sau nu știu. Bun. Acum a început lagul. Ok, văd că și-a pus rascals. Așa, o să băgăm un crivăț și și o să dau un prinț. Oh, ăsta e level 13. Zic că se... mă, prințesito, de ce ești rea? Ce zgârcită? Așa, o să bag aici un gigant. Cu... Pregătesc și un zap. Nu, poză. Să dau jos ce acolo. Să dau tot ce... Să dau jos tot ce acolo. Ce prost. Mă rog. Trebuia să-mi apăr prințesita, dar n-am avut elixir. Ok. Și-a dat prostă Glomihato. Băi, frate, ce lag m-a apucat acum. Sper să-și revină cât de curând. O să băgăm aici un Dark Prince. Cât are bateria? 11%. Mi se și descarcă bateria pe... O să bag aici un Baby Dragon. Așa. Așa. Bun. Mai frate, ăsta mă presează tare. Repede, gigantul. Ok. Ok. Bam. Zap-ul aici. Ăsta mă bate. Și ăsta mă bate. Come on. Trebuia să pun poison, dar... Cine mai are timp să-și mai pune și un poison? Da, eu. Poison aici. Trebuia n-ai să bag și pe mușcătar, dar... Ok. Acum văd că și-a revenit. Mai are și unele ocazii care își mai revine. Abă, da te naibii, frate, cu graveyard-ii tăi și toate prostiile, nici măcar n-am apucat să fac pușul pe care trebuia să-l fac. Da, frate, GG. Deci, foarte greu a fost. Bine. Oricum mă și bătea, știi? Adică el era expert. Adică, bă, nu este că a fost și el master. În ultimii champion, nu. Hai să vedem. Hai să vedem chestul. 480 de gold, 17 globini, 8 zap, super și trimis chitire. Deci, o să-și ia buff trimis chitirele. Adică o să le aduc la 9, la... de la 10 până la 9. Bun. O să ne punem pe deck-ul nostru principal. Și da, fraților, cam da cu episodul de astăzi din Duminica Decurilor. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați în cazul care nu ați făcut-o și să apăsați clopoțelul ca să primiți notificări. Și da, eu am fost Alexandru și nu ne auzim data viitoare. Base.